Discutăm cu Alen Coliban, candidatul USR la primăria Brașov. Bine ați venit la interviurile Hot News. Ce planuri aveți pentru Brașov dacă sunteți ales primar și ce vă recomandă pentru această funcție? Eu sunt un brașovean dintr-o familie lungă de brașoveni, iar totodată sunt și șagunist. Am terminat Colegiul Național Andrei Șaguna și sunt a 8-a generație de șaguniști din familie. Sunt inițiator al DNA-ului pădurilor, sunt inițiator al legii mirosurilor, am depus un pachet pe zona de legislație în privind calitatea apei. Totodată în Parlament și fiind președinte al Comisiei pentru Mediu, am inițiat o anchetă privind managementul deșeurilor în România, anchetă care a ajuns și la Brașov și a fost punctul de pornire a rezolvării problemelor cu mirosurile din oraș. Spuneți-mi acum trei lucruri care credeți că trebuie să schimbe cât de repede în Brașov și care sperăm că se vor schimba când veți ajunge primar. În primul rând, Brașov are nevoie de o viziune, pentru că dacă ne gândim la Brașov ca orașul în care vor trăi și vor locui și vor munci copiii noștri, trebuie să găsim câteva răspunsuri. Cum facem ca salariile din Brașov să fie comparabile cu salariile din Cluj, Napoca, din București, din Timișoara, din alte orașe mari? Și toate aceste lucruri au un numitor comun. Ne trebuie în primul rând un mediu universitar performant. Din păcate, Universitatea din Brașov nu mai este nici măcar în top 10 universități din România. Iar lucrurile acestea pot fi schimbate. Totodată Brașov va dezvolta niște probleme în zona imobiliară și a dezvoltării urbane, pentru că ne-au lipsit o viziune și o strategie de a dezvolta cartierele așa cum trebuie. Știm că Brașov a intrat în topul celor mai poluate orașe din România, surprinzător cumva. Aveți în plan să schimbați asta și cum și cu ce fonduri? Există platforme industriale și două dintre ele chiar sunt la ora actuală subiectul unor discuții despre cum ar putea fi reconvertite. Una dintre ele este chiar în zona centrală a orașului și are 21 de hectare. Avem nevoie de un transport public eficient, avem nevoie să schimbăm această paradigmă în care mașina e în centrul atenției și să punem omul în centrul atenției, pentru că în Brașov este foarte greu ca pieton, exceptând câteva zone bine definite, mai ales din centru. Este foarte greu să te deplasezi pe jos în oraș. Trotuarele sunt insuficiente, mai ales pentru mame cu copii mici, cu cărucioare. Nu există interconectivitate la nivel de piste și de infrastructură pentru bicicliști. Să vorbim un pic și de aeroportul de la Brașov. Îl aveți în plan, îl aveți în vedere? Dacă veți ajunge primar, se va construi vreodată? Cum vom ajunge la acest aeroport? Pentru că, într-adevăr, avem o pistă turnată undeva în câmp și acum se lucrează la un terminal, dar nimeni n-a discutat de pregătirea infrastructurii conexe. Nu avem conexiune rutieră, cu adevărat, nu avem o conexiune feroviară pentru viitorul terminal. Nu avem nimic din ce ar însemna o dezvoltare corectă a acestui obiectiv. Lucrurile acestea ar trebui schimbate și le voi schimba începând cu luna octombrie, pentru că e nevoie de o conlucrare cu adevărat între cei doi poli politici ai județului, Consiliul Județean Brașov și Municipiul Brașov, pentru a avea acest obiectiv funcțional în termen cât mai scurt. Ați zis că vreți să faceți mai multe parcuri în cartiere. Vorbim aici de toate cartierele și unde exact? Vorbim de toate cartierele și vreau să amintesc un studiu pe care l-a făcut Comisia Europeană și care spune că peste 40% dintre brașoveni nu au acces la spații verzi. Folosind exact această metrică, acest criteriu al unei distanțe de 10 minute de mers pe jos față de cel mai apropiat spațiu verde. Și asta cu toate că în Brașov cimitirele sunt considerate spații verzi potrivit legislației actuale. Deci 40% dintre brașoveni, aproape jumătate dintre brașoveni nu au acces la spații verzi. Practic noi ne uităm la un fundal frumos, la un wallpaper verde, tâmpa, dar nu avem acces la spații verzi. Este păcat că planul urbanistic al Brașovului, acel document care fundamentează strategia pe 10 ani, are doar construcții de blocuri și doar zone construibile, nu are prinse în aceste cartiere noi spații verzi. De ce credeți că o să fiți următorul primar al Brașovului? Cred că momentul acesta este foarte important și culmea, cred că toți cetățenii Brașovului înțeleg treaba aceasta, pentru că ce decizie vom lua pe 27 septembrie ne va afecta dezvoltarea în următorii 10 ani.
Este momentul în care aprobăm noul plan urbanistic general. Asta înseamnă toate cartierele viitoare ale Brașovului vor fi definite într-un fel sau altul în acest plan. Este momentul în care definim noua strategie pe fonduri europene și toate fondurile pe care Brașovul le va accesa în următorii 7 ani de zile depind de această strategie. Semnalul pe care îl primesc de la toți oamenii din Brașov care intru în contact direct, mergând pe stradă, mergând la corturi, făcând live-uri din cartiere, este un semnal foarte bun. Este un semnal de optimism și un semnal că ne vom recâștiga orașul și că vor să fiu primarul lor. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu!